O să facem o revizie la un ceas de șemineu. Marca e Hor, la vin, a Paris. Deci ceasul e un ceas deosebit, e cu mecanism elvețian de 7 zile și cu bătaie la fix și la jumătate. Ce se întâmplă? Ceasul acum nu bate la fix la jumătate, deci trebuie să-l revizuie, să-i fac reparația ca să funcționeze, să bat. Aceste ceasuri, de fapt marca Horlavi, e o marcă deosebită la ceasuri, e ca mărcile care le cunoașteți, Gucci, Coco Chanel, în domeniile lor, în ceasuri. Marca Horlavin este numărul unu în lume la design și mecanisme, folosește mecanisme de înaltă calitate, în general mecanisme elvețiene. Deci ei, practic, se ocupă de designul ceasului. Mecanismul achiziționează mecanisme de... Și sigur că e foarte important. A bătut acest ceas de podea, care acum e în restaurare. Un ceas foarte frumos. Da, și o să începem să mai... O să mai filmăm pe măsură ce lucrăm. Am desfăcut puțin ceasul, încă nu l-am desfăcut total mecanismul, și să mă uit din ce cauză nu bate. Ei, piesa asta trebuie să circule pe această roată melcată, știți, cade exact la fiecare 12 decupaje și aici cel mai înalt e ora 1 și aici cel mai jos e ora 12. Ei, piesa asta era aici. Deci pe... Și de aia nu batea. Deci nu avea probleme. Din diferite motive, dacă nu bate, ea, în loc să ridice sus, merge așa pe aici, până când ajunge iar la ora 12 și intră la normal. Aici, în zona asta, intră și după aceea își bate orele normal. M-am dat și în spate, am desfăcut capacul ăsta, o să-l mai filmăm, dar vreau să vă arăt că bate. Deci o să-l răsucesc și o să vedeți și aici. Acum jumătatele. Așa, deci a bătut odată și acum piesa asta care spuneam o să cadă pe acea roată melcată. Va bate de 8 ori, că a bătut de 7 ori înainte. A căzut. Uitați-vă aici. Deci ea, dacă nu cade acolo și cade, am spus, e pe, adică aici în față, atunci nu va bate. Și acum o să dăm să bată, că acum nu m-au cuplat și va declanșa. Un sunet foarte plăcut. Și acum, dacă toți suntem, asta se scoate așa, pur și simplu se trage. Cele două, stânga-dreapta, s-au desfăcut invers. Și aici mai am un șurubel, că nu m-am pus, că am desfăcut și partea de spate să văd. O să-l desfac ca să vedeți ce e aici. Are 7 rubine. Mecanismul. Deci, în ciocănelul bate în acest capac de alamă roz, în asta bate, prin acest orificiu se reglează plus minus, uitați aici, așa, și aici sunt piesele, aici, de aici își ia orele, tot ia câte un dințișor, e o bătaie de oră, aici scrie 7 rubine, deci aici. Bine, nu prea e tras așa, un pic l-am tras numai ceasul. Și da, o să-l desfacem tot, să-l curățim. Toate arcurile bune amândouă, verificate. Uitați acum chiar ea.
Vezi cum e? Și aici e clopoțelul unde care bate, adică ciocanelul. Hai să vedem dacă îl putem vedea. Și aici s-a oprit, vedeți? Are un stoper acolo. Dar e un ceas extraordinar, ca mecanism tot. O să-i facem acum curățare, ungere și tot ce trebuie. Mai filmăm în funcție de ce lucrăm. Am mai desfăcut diferite părți ale mecanismului, în special cele de fixare, și am dezamorsat arcul, deci întotdeauna, înainte de a desface mecanismul propriu zis, de a-l demonta total, dezamorsați arcurile. Asta am dezamorsat, asta e pentru bătaie și acum îl dezamorsez pe ăsta. Cum fac? Tensionez puțin ca și cum aș trage arcul și după aceea și aici este o piedică, aici, și apăs ușor așa cu șurubelnița și dau drumul câte un pic la cheie până dezamorsez total. Ce mai trebuie să țineți minte? Neapărat la fiecare fază de demontare faceți poză, pentru că altfel vă veți trezi că pierdeți foarte, foarte mult timp să știți unde puneți șaibele astea, șuruburile astea, astea. Și aici sunt multe de montate. E un mecanism foarte complex și faceți poză și după aceea nu mai vă uitați pe poză. Dacă nu vă dați seama, nu mai vă aduceți aminte, mă, unde trebuie să-l pun asta. Atât pierdeți foarte mult timp și nu sunteți siguri că aici trebuie pusă piesa. Să urmă de și bulițe, de arculețe și așa mai departe. Atât. Deci cel mai important lucru, dezamorsarea arcurilor. Acum uitați, chiar funcționează, dar o să-l dezamorsez ca să pot să demontez partea asta și după aceea restul. O să dăm balansoarul jos, aici sunt două șuruburi, demontăm și vedem ce trebuie demontat. Se demontează tot ce trebuie ca să se poată curăți ceasul și ungere. Ceasul e extraordinar. Mecanism foarte, foarte performant. O să facem acum o ungere a ceasului. Am desfăcut tot ce era desfăcut, am pus la loc și acum facem ungerea. O să vă arăt. Deci să iau ulei de mecanică fină cu un băț foarte bine ascuțit și se punctează. Atât. Am pus prea mult, se șterge imediat. Așa se face la fiecare punct, se șterge, nu se pune mult ulei, pentru că cu praf uleiul se produce o mâzgă care se întărește și ceasul nu va mai funcționa. Atât. O să, aici e pendulul. Pendulul are două rubine și unul mai aici chiar pe pendulul propriu zis, trei rubine, aici sunt două rubine și mai e partea jos unde se fixează pendulul, încă două rubine, de șapte rubine. Ciocanelul are două rubine aici, cele două capete. Și asta e rotița. Așa. După ce am montat piesele sus, mai ales furca, asta e furca și aia e roata ancor, ancor foarte greu să trebuie foarte multă atenție, pot să rupi axele, să facem verificarea dacă eșapează și ce facem? Mișcăm puțin din furca și trebuie să sară în partea aia altă. Hai să vedem dacă... Trebuie să mă uit și la furca și la asta și film. Foarte bine, eșapează. O să punem acum sus balansoarul. Deci, balansoarul o să-l prind așa cam de aici. Și cum îl facem? Îl punem prin răsucire. Deci eu o să vin așa și mă răsucesc spre dreapta cu el ca să prindă furca. Furca e în partea stângă acum.
și să prindă furca în rubin. Dacă nu o prinde, pacea trebuie, așa, e mai complicată, dar cu ea din prima e bine. Să mai încearcă după aceea din nou, dacă nu. Adică el trebuie să ia furca. Dacă furca se duce în partea aia altă și rubinul rămâne în partea cealaltă, rubinul de pe balansoar, după aceea trebuie trecut dincolo, mai complicat un piculeț. Și acum facem, trebuie să fac cu două mâini, întrerup filmare. Am reușit să-l pun și acum o să mai strâng, să tatonesc, uita, să mai oprește, să vedem, să e posibil să nu fie încă bine fixat sus, dar aia trebuie făcută acum, verificare. Acum putem spune că mecanismul este reglat bine, funcționează bine. Deci, pendulul acesta are un rubin și el trebuie să fie la poziția neutră când arcul e detensionat. Acel rubin trebuie să fie exact pe direcția furcii, adică furca să fie la neutru. Furca are două repere, stânga-dreapta, așa. Să zicem, aici e una și aici e una și furca la neutru stă la mijloc. E, dar în rubinul, la mijloc, pe neutru, rubinul trebuie să stea în mijloc. Pendulul are un arculeț, acela mic, și dacă nu e reglat bine, furca va sta aici, în stânga sau în dreapta. E, trebuie să stea la neutru în mijloc. Și nu a stat chiar în mijloc și se oprea. Și atunci ce am făcut? Am făcut un pic de presiune pe arc. N-ai cum să faci altfel. Și acum merge foarte bine. Adică mai pe românește am înduit puțin arcul, dar aia e micronic, insesizabil, ca să stea pe mijloc. Și atunci îl ia, pentru că el, când arcul vrea să-l aducă la mijloc, dar scapă în partea aia altă. Și tot așa, furca-l aduce înapoi și face balansul acela stânga-dreapta. E un mecanism deosebit, deosebit. Deci, cum am spus, bate la jumătate, și la fix bate de atâta oricât indică ora. Mobilierul la fel e extraordinar. Atât o să mai filmăm pe măsură ce mai rog. Vă prezint acum ceasul terminat, revizuit. Deci, cum am mai spus, marca e Horlavin. Marca de prestigiu. Ceasul este cu un design deosebit, cu Sherlock dat, alămuri bronz, ceasul funcționează foarte bine, la 8 zile se trage, se întoarce. O să-l întorc pe toate părțile. Și o să dăm să ascultăm cum bate. Deci bate la fix cât e ora, de atâta ori cât indică ora și la jumate bate odată pe clopot. Un sunet foarte plăcut, seamănă cu un clopot mai subțire, așa de biserică. Și o să dăm. Ceasul funcționează foarte precis. Deci el are 11 rubine. Un mecanism performant, elvețian. Și deci dăm la fix. Și la jumate, ceasul se poate da și înapoi.
să mai dăm o dată la fix.